Se apropie alegerile locale, veți merge la vot, doamnă? Da, cum să nu, cu toate că-s bătrână, dar mă duc, că întotdeauna m-am dus. Vă doriți o schimbare pentru Târgu Jiu? O, nu, orice, că mi-a fost elev băiatul ăsta care e fostul primar, că nu se știe dacă îl mai alege pe Romanescu. Și cât o fi, care o fi, o fi. Vi se pare că s-a schimbat ceva în ultimii 3 ani? Da, uite, acum se lucrează la stradă, probabil că de asta fac pentru alege. Dintotdeauna ne-au mințit că aduc de fiecare dată câte o schimbare și tot minciuni. Așa că ne rămânem, noi ne dorim schimbări de atâția ani, dar nu, să nu se produce nimic așa. Așa că nu știu ce să mai alegem, că toți sunt la fel, să schimbă unii cu alții și... Mi se pare că s-a produs o schimbare de când este actualul primar în acest... Nu s-a schimbat nimic, că-s prieten și cu a fost prieten cu taică, s-a făcut, l-am rugat, că eu stau aici, l-am rugat de atâtea ori să dea drumul la apă, opriseră și ălea, n-a făcut nimic, uitați prin parcul ăsta, n-a făcut nimic, numai propagandă, n-a făcut nimic. Veți merge la alegeri? Merg și normal, am mers întotdeauna la alegeri, dar nu știu ce să mai votez, pe ce să mai votez, că tot sunt la fel. Ne-am dorit din suflet o schimbare și din toate punctele de vedere că e nevoie, dar nu se produce nimic. Nu. Ne dorim o schimbare, ne dorim să creeze locuri de muncă pentru cei tineri și pentru cei mai în vârstă. Veți merge la vot? Da, o să merg la vot. Vă doriți o schimbare în acest oraș? Exact, ne dorim o schimbare. Trebuie să schimbăm PNL-ul. Cred că în ultimii 3 ani s-a schimbat ceva în Târgu Jiu. Nu prea s-a schimbat. Nu prea s-a schimbat în Târgu Jiu. Vezi, merge la alegeri. Oh, de ce să nu mă duc? Mă duc în toți anii am fost. Mă duc cu dragă inimă. De ce să stau acasă? Că de-aia... Acum, cine o fi... mai bun? Vă doriți o schimbare? Da, corect. Ar fi bine.